Pacea Domnului! Vă înțeleg că este rece. Încerc să prezint foarte scurt, să limitez timpul foarte mult. Singura dorință este să păstrăm liniștea și să ascultăm cu atenție. M-am uitat la termometru și sunt numai 15 grade. Luând în calcul când stai așezat, deja se amplifică. Deci nu e același lucru ca atunci când circul. De aceea voi încerca să prezint câteva lucruri într-un timp foarte scurt, în așa fel încât să putem să luăm câteva gânduri cu care să plecăm după aceea, să mergem acasă și să continuăm studiul. De fapt, de fiecare dată o predică este începutul unor studii. Nu este explicația maximă în care să plecăm de aici cu o învățătură totală, ci este începutul, pentru că după aceea putem să continuăm să medităm mai profund și să tragem și alte concluzii. În această dimineață de sabat aș dori să abordăm un subiect pe care nu intenționat îl trecem cu vederea, dar nu ne-am luat poate timp suficient să medităm la el. Însă consecințele sunt aceleași. Cineva spunea, nu contează din ce motiv ai dat foc la casă, ai vrut sau n-ai vrut, casa arde. Așa că, chiar dacă nu o facem intenționat să medităm profund, să anulăm acest subiect, ci dacă nu ne-am luat timp să medităm mai profund, consecințele vor fi aceleași. Dumnezeu ne-a înregistrat pe fiecare dintre noi cu un dar, și anume darul vorbirii. Nu mă refer la acel dar al oratoriei. De genul acesta sunt persoane puține care au acest dar. Nici la darul avocaturii. Pentru că vă aduceți aminte când Pavel a fost judecat, zice că a chemat pe unul, Tertulian, care se pricepea să așeze vorbele, frazele, încât să convingă pe ceilalți din jur. Și așa se întâmplă de multe ori cu avocații. Știu să așeze lucrurile în așa fel, încât să convingă mulțimea. De multe ori poți să ai un foarte mare adevăr, să spui lucruri foarte reale, însă dacă nu le așezi așa cum trebuie, de multe ori mulțimea respinge. Așa că nu la aceste daruri mă refer, ci la pur și simplu darul comunicării. Am fost și rămân surprins de multe ori, văd pe stradă, dar sunt puțini de genul acesta, persoane care nu pot să se exprime prin vorbire și atunci trebuie să folosească mâinile prin semne. Și mă gândeam că este rău și greu să comunice așa, dar am spus, sunt un număr limitat de persoane de genul acesta. Însă pentru noi este un lucru foarte important și în timp ce ne ocupăm de multe aspecte și multe lucruri care le considerăm importante și sunt, ne preocupăm de neprihănirea prin credință, o analizăm pe toate fețele, ne preocupăm de darurile pe care ne-a oferit Dumnezeu și să fim dăruitori la rândul nostru, ne preocupă toate. Însă, de multe ori, poate nu atât de mult, eu personal nu prea am auzit vorbindu-se atât de mult despre acest dar pe care Dumnezeu ne-l-a oferit, care este atât de important, atât pentru viața aceasta, cât și pentru viața viitoare, darul vorbirii. E greu, nu știu dacă v-ați gândit, dar cred că aveți o mică experiență. Am venit într-o altă țară străină și limba franceză este o limbă latină. Mai sunt anumite cuvinte din românești care se aseamănă, dar dacă te duci în China sau într-o altă parte, este foarte greu să spui ceva, să te exprimi și celălalt și de multe ori persoana din față se deranjează, se supără că nu pentru că nu știi, ci pur și simplu nu poate să-ți explice. Deci este foarte greu să mergi la un doctor, să nu te înțeleagă niciun cuvânt, să-i spui ce te doare și el să nu înțeleagă, să-ți răspundă cu totul. Deci este greu, de aceea mă refer că ceea ce a pus Dumnezeu în noi, acest dar al vorbirii, este un lucru extraordinar de bun. Problema intervine cum îl folosim. Pentru că orice dar poate fi folosit în bine sau spre rău.
În ce privește viața aceasta, zice, este greu. În ce privește viața veșnică, are importanță felul cum vorbim, ce vorbim și cât vorbim. În Iacob, capitolul 3, ne spune așa Apostolul Iacob. Apostolul Iacob nu a scris mult, dar îmi place Evanghelia pentru că scrie lucruri foarte practice, pragmatice, care ne confruntăm cu ele și sunt lucruri clare, deci spune lucrurile clare. Ioan la fel, el spune asta e păcat, asta nu e păcat, păcatul este acesta. Pavel le pune într-o altă manieră mult mai complexă. Și Iacob aici ne spune așa, frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o răsplată mai aspră. Toți greșim în multe feluri, dar dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Iată cât de importantă este vorbirea. Ne-am gândit să ne stăpânim, să ne abținem, să facem lucruri mari, dar de multe ori, și continuă Pavel așa, zice, toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de vețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite, dar neamul omenesc, Deci orice necuvântătoare poate fi îmblânzită. Cum? Pentru că ea nu ne înțelege, noi nu vorbim, nu avem aceeași limbă și totuși pot. Dar ascultați ce spune Iacob mai departe, cred că s-a confruntat cu această problemă. Zice, dar limba unui om nu o poate îmblânzi. Este un rău care nu se poate înfrâna, este plin de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți de asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Se întâmplă adesea să binecuvântăm și altă dată să nu mai binecuvântăm? Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Ați găsit vreun izvor vreodată? Sau vreun robinet să iasă din același robinet două feluri de apă? Nu există. Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau vița să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Deci nu este posibil, spune Apostolul Iacob, dacă luăm o decizie, să ascultăm de Cuvântul Dumnezeu, să ne înfrânăm, nu poate să avem două feluri de vorbire. Acasă un fel, în familie un fel, între străini altfel, la biserică altfel. De multe ori ne mai aranjăm noi, dar când suntem duși la extrem, observați că de multe ori cam scoatem ce este în lăuntrul nostru. Deci Apostolul Pavel ne spune că nu poate să fie două feluri de vorbire, nu există așa ceva. Se povestește că un împărat a chemat la el pe unul din sfetnicii lui și l-a trimis și i-a spus, du-te și cumpără și fă o mâncare din ceea ce este mai bun pe lume. Și slujitorul merge în piață, cumpără limbi și face o mâncare de limbă. Mănâncă împăratul, se simte bine, îl cheamă pentru a doua oară și spune, uite, vreau să-mi faci acum o mâncare din ceea ce este cel mai rău pe lume. Și merge sfetnicul, îi cumpără, face mâncare, cumpără tot limbi, și cumpără și face mâncare. Și la un moment dat împăratul spune, zice, te-am rugat să-mi faci o mâncare care din ceea ce este mai bun pe lume și mi-ai făcut. Te-am rugat a doua oară să-mi faci din ceea ce este mai rău pe lume și zice, mi-ai adus aceeași mâncare. Și sfetnicul îi spune, da, stăpâne, ce e mai bun ca limba care aduce vești bune, cuvinte de binecuvântare, de mângâiere, încurajare, speranță? Există ceva mai bun decât aceasta? Iar ce e mai rău pe lume decât limba care bleastămă, care aduce vești rele, discordie, descurajare, bârfă? Deci din același aliment, limba poate să fie ca cea mai bună mâncare, ceva care încurajează, care dă sănătate, care ajută, iar cu același
În același fel putem să aducem lucruri de descurajare. Spuneam la început că aceasta are o legătură cu viața veșnică. Și veți spune cum. Iată ce spune Domnul Hristos, în cuvintele Domnului Hristos, în Matei, capitolul 12, cu versetul 36 și 37. Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor scos din gură. Căci din cuvintele tale vei fi socotit fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Există vreo judecată mai dreaptă decât aceasta? Noi singuri ne alegem soarta și ne dăm sentința. Iată cât de mult contează ceea ce spun, ceea ce vorbesc, cum vorbesc, cât vorbesc, pentru că din cuvintele noastre vom fi analizați. Ne ferim de multe ori să facem anumite lucruri care suntem văzuți, care suntem observați de ceilalți, în timp ce nu luăm aminte la acest dar pe care Dumnezeu l-a așezat în viața noastră. Sunt oameni care spun așa, eu sunt deschis, eu spun lucrurile pe nume, eu spun omului ce este, dar nu ne-am întrebat, trebuie spus ceea ce spui sau nu? Sau suntem chemați de multe ori să spun ceva? Deci aceasta, faptul că unii zic că eu sunt deschis, eu îi spun omului tot ce am deschis, merg la el și îi spun. Nu, nu este o calitate, ci este un defect. Trebuie să ne întrebăm, sunt chemat? Pentru că a spus din cuvintele tale, vei fi socotit fără vină sau din cuvintele tale vei fi osândit. Sunt oameni care glumesc. Și avem exemplul lui Lot, s-a mai amintit nu de mult. Nu știm ce a spus Lot, să fac tot felul de speculații, că ar fi zis asta, că ar fi glumit pe seama împărăției, pe seama mântuirii, nu știm. Dar important este că atunci când a vorbit un lucru serios, Biblia spune că nu a fost crezut de copiii și de fetele și ginerii lui. Am cunoscut în viață un om și când spun că l-am cunoscut, a fost aproape. Nu a glumit niciodată. Este tatăl meu. A fost. Deci de-aia am spus că l-am cunoscut. Nu l-am auzit odată nici o glumă mare, mică, vreo referire. Și m-am gândit în momentul ce pregăteam acest subiect că este un mare lucru să poți să ajungi așa, nu mă pot da ca exemplu, deci nu sunt exemplu dumneavoastră la capitolul acesta al vorbirii, însă mă lupt și încerc să mă lupt, pentru că citind și aprofundând cuvântul Scripturii, care sunt cuvintele Domnului Hristos, de multe ori noi avem cuvinte în Scriptură și spune, sunt scrise de scriitori, sunt așa înțeles atunci, dar avem anumite lucruri, anumite versete în Sfânta Scriptură care sunt cuvintele Domnului Hristos. Și dacă citim contextul, vom vedea în ce context Domnul Hristos spune cuvintele acestea. Că din cuvintele tale, deci sunt cuvintele Domnului Hristos. Deci, pe adevărat, fiindcă am vorbit de tata, tata spune așa, zice, nu știi în ce poziție îl găsești pe celălalt, în ce stare este. Și zice, poate să fie un lucru bun așa, să nu fie atât de grav. Dar zice, având o stare de supărare, altceva, poate să-i creezi un rău foarte mare. Așa că, cât am cunoscut eu, nu l-am auzit odată. Deci există posibilitatea aceasta și se poate. Eu nu l-am auzit. Și nici alții nu mi-au spus. Cuvinte care rănesc. Se spune că un profesor s-a străduit cu elevii să învețe o regulă de a nu vorbi niciodată despre unele lucruri. Indiferent cât de nervos sau supărat ai fi, există o limită peste care nu poți să treci. Și ar trebui să luăm aminte că, de fapt, noi, când vorbim așa de ne dăm drumul, când omul ne-a supărat la maxim, și ce stai să-ți spun. M-am gândit la treaba aceasta. Să știți că de multe ori spunem multe lucruri dușmanilor noștri, mai ales când ne-a supărat, și spunem anumite lucruri care să le îndrepte, dar le spunem în ce momente? V-ați surprins în asemenea situație? Zice, de mult tot am vrut să spun, dar în momentul când am ajuns la capăt, încep și spun omului, și aia, și aia, și aia. Întrebarea mea este,
De ce ne-am spune aceleași lucruri? Că am auzit chiar de curând și în cadrul familiei noastre niște discuții care unii își expuneau lucrurile. Dar am zis, de ce nu le spunem aceleași lucruri într-o altă conjunctură și altcumva? Să te așezi frumos și să spui, uite, eu lucrul acesta nu-l văd bun, eu lucrul acesta nu-mi place, eu lucrul acesta... Ce nu? Atunci când s-a ridicat puțin tensiunea, atunci începe și spune omului, asta și asta, zice, de mult am vrut să spun, dar m-am abținut. Și lucrurile acestea nu fac bine, nu creează, celălalt va reacționa la fel, deci nu este o vorbire conform. Acest profesor spune că a luat o decizie cu studenții să facă această regulă, indiferent cât de nervos sau supărat ai fi, există o limită peste care să nu poți trece. Nu ai voie să rostești cuvinte care să-i rănească pe ceilalți. Cred că ar fi bine să luăm și noi regula aceasta, să practicăm cu noi înșine, în cadrul familiilor, în cadrul bisericii. Nu se spune că omul acesta era un creștin ca mine și este un profesor care și-a luat decizia cu elevii. Cuvintele sunt ca penele luate de vânt, spunea tot dumnealui. Odată rostite, poți să le regreți, poți să-ți ceri iertare, poți să fii iertat, dar ele nu pot fi șterse niciodată din mintea celui care le-a auzit. Și știți, chiar era imaginea aia cu un tată care avea un băiat care făcea probleme și într-adevăr și a zis, urcă pe turn și dă drumul la perna aceasta de puf. Și s-a urcat, a dat drumul și acum mergi și le adună. Le mai poți aduna? Iar un alt tată zice că avea un băiat care nu prea asculta și ori de câte ori făcea un necaz, bătea un cui într-o scândură, mai afla unul, mai bătea unul și vine băiatul acasă și îl întreabă, tată, ce-i cu cuiele acestea aici? Păi zice, tată, de câte ori ai făcut câte ceva, eu am bătut un cui aici. Bine, mă hotărăsc să nu mai fac. Și atunci voi scoate și eu cuiele, deci a scos, a făcut lucruri bune, după un timp vine și nu mai era niciun cui acolo. Zice, tată, în sfârșit, ai reușit. Zice, nu mai este niciun cui acolo. Zice, da, dar găurile nu pot fi astupate. Deci oricum ar fi, trebuie să ne controlăm bine la ceea ce spunem, cât spunem și cum spunem. Intențiile pot să fie bune de multe ori, dar modul de transmitere poate să deranjeze. Vă vorbesc nu dumneavoastră, v-am spus că nu sunt un exemplu la capitolul acesta, dar încerc să mă urc tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus. Ioan ne-a spus că limba este de neîmblăzit, așa am citit, nu o poate îmblăzi niciun om. Însă avem o făgăduință ca să nu rămânem doar cu lucrurile negative, lucrurile pe care le facem și nu mai avem nicio speranță. În Isaia, capitolul 50 cu 45, ni se dă o speranță în privința aceasta. Isaia, capitolul 50 cu versetul 45. Am să încerc să folosesc o metodă. Cine are Biblia dumneavoastră și îl găsește versetele să citească? Ce spune versetul aici? Iacov spunea că limba nu se poate îmblânzi. Nu poate niciun om, dar a precizat, niciun om nu poate să o îmblânzească. Iar Isaia vine și spune, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită. Ce să fac cu ea? Să înviorez, să binecuvintez, să sprijinez. Și zice, El îmi trezește urechea în fiecare dimineață ca să aud vocea lui Dumnezeu. Deci, dacă noi nu putem să ne îmblânzim limba, dacă noi nu putem să rezolvăm această problemă, există o speranță. Pentru că Domnul Hristos a spus, din cuvintele tale vei fi osândit și cuvintele tale vei fi mântuit. Deci,
Dumnezeu ne-a dat acest dar al vorbirii. Să fie folosit dar spre binele omenirii, spre binele celor din jurul nostru, să fie folosit ca să ridicăm, să ajutăm, să creștem, să facem exact așa cum am învățat în această dimineață. Și aș vrea să închei cu două versete biblice care să rămână pentru meditație mai departe. Am promis că voi fi foarte scurt în meditație. În Matei capitolul 5 cu versetul 37 spune așa: sunt cuvintele Domnului Hristos, dacă citiți contextul acasă veți vedea. Felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceasta cum spunea versetul? Felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceasta, ce scrie acolo? Și în Filipeni, în Coloseni capitolul 4 cu 6, vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Deci sunt răspunsuri diferite pe care trebuie să le dăm. De aceea nu putem să avem un șablon, ne facem o listă și spunem, răspund oricui cu lista aceasta, mi-aleg niște cuvinte. Nu, zice să răspundem fiecăruia după cum este nevoie. Rog pe Bunul Dumnezeu ca să ne ajute ca acest dar pe care ne l-a oferit, ne l-a dat, prin care putem să comunicăm, să ne înțelegem, să-l folosim așa cum dorește El. Vorbirea noastră să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceasta, spune cuvântul, vine la cel rău, iar ea, această vorbire să fie dreasă cu sare și cu har, ca să putem răspunde fiecăruia după cum este nevoie. Domnul să ne ajute pe fiecare la toate acestea. Amin.